Ei bine, oameni buni, după cum vedeți, plouă în Minecraft, dar plouă cu white. Astăzi vreau să facem un challenge destul de interesant și anume vreau să batem Wither-ul, dar cu itemele date de joc, să zic așa, date de ploaia asta. Ei bine, oameni buni, până la altă, nu uitați să dați acolo un like și un subscribe, hai să vedem ce putem face. Ei bine, dacă vă întrebați, chestia asta este un data pack, un fel de mod, dar de fapt nu este un mod. O să-l aveți și voi în descriere, să zic așa, pack-ul ăsta. Deci, hai să vedem ce putem face. Hai să strângem rapid niște unelte, uite pe aici niște bloculețe, niște slebulețe. Uite, văd aici un turtle, dă-sta un spawn egg, ia să-l spawnăm pe turtle. Hăți, Johnule, bine ai venit aici pe mapa mea. Uite aici un toporaș, ăsta e bun, ăsta chiar că e bun. Ok, hai să luăm cât mai multe chestii de astea, pentru că se va face lag în curând. Pentru că, da, sunt deja destul de multe iteme pe aici. Hai să vedem. Uite, nu un ou de ăsta nebun. Hai să vedem. Uite, un măr. Ăsta e bun. Ăsta chiar că e bun, ne va ajuta. Uite, încă un pat. Băi, uite, un diamant. Asta chiar că e tare. Uite, încă un pat, o nebunie, o sabie. Deja nu mai am spațiu în inventar, deci, wow. Asta chiar că e ciudat. Uite, aici un ou de ăsta de Wandering Trader, hâți, Johnele. Hai să-l punem și pe nebunul ăsta, salut. Ia uite o armurică frumoșică. Au, aparent și dispar itemele. Asta chiar că e tare. Ți-ar trebui să ne cam grăbim, să zic așa. Băi, nu știu dacă e o idee neapărat inspirată să stau în apă, așa că hai să mergem pe aici pe uscat. Uite o sabie, dar nu e mai bună decât a mea, deci nu o să mai luăm. O floare de asta moartă, cum ar veni, o oaie. Ok, încă un nou de ăsta de... Mamă, delfinul pe uscat, băieți, fiți atenți aici, salut, Johnule. Bine ai venit, bine ai, te-am găsit. Bun, ia uite, chiar Enchanted Golden Apple. Bun, hai să mai aruncăm din chestii. Bun, am văzut că ideea asta a fost făcută de mulți youtuberi, dar de câteva zile am descoperit și o chestie asta cu data pack-urile. Există foarte multe chestii, practic niște plugin-uri, niște nebunii băgate în Minecraft, ce fac Minecraft-ul mai interesant, zic eu. Există foarte multe challenge-uri, am foarte multe idei, să zic așa, dar până una alta hai să găsim și noi niște iteme mai bune, zic și eu. Bun, băi, o să avem nevoie și de ceva blocuri, dar totuși vreau rapid niște iteme de diamond să ne pregătim, niște obsidian vreau. Să mergem acolo în Nether cât mai rapid, să batem acolo un Wither frumușel. Hai că îmi fac foc de tabără, ești nebun, hai toată lumea la grătăresc cu hâși, Johnule, mare grătar ce-mi fac aici. Hai că-mi fac grătar, ce pun pe grătar, un cartof. Fără un diamant nu mai găsesc și eu, pe bune, fără mișto. Hai să-mi pun armurica asta, că e destul de interesant, destul de important, aș putea spune. Văd că mai am niște coral de ăștia nebuni, niște prostii. Dacă vă interesează versiunea, să zic așa, jucăm pe 1.15. Asta e cumva un spawner. Ok, ia să vedem, un spawner de porci. Hăți, spawnere. Și dacă mă interesează seed-ul, să zic așa, ei bine, seed-ul este ăsta. Ham, pam 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 pam. Tam 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 tam. Ia pe cam și topor ăsta de lemn. Sparg toată nebunia. Hăți. Hai că spargem așa aici un pic niște lemn, pentru că poate că o să găsim ceva blocuri de diamond, știi, și poate nu o să găsim crafting, știi, și să avem aici în inventar niște lemn frumușel. Uite itemele pe care le păstrez, le las acolo pe prima linie, cum ar veni. O să aruncăm chestia asta, pentru că nu avem nevoie neapărat de ele, un slime. E un survival așa mai challenging, să zic așa, și chiar arată destul de bine, sincer. Uite, o oiță, o văcuță, o hâțoasă. Hai că o oiță dacă e. Vaca cu cap de oaie, ești nebun. Uite încă un măr de ăsta șmecher, o să-l iau. Ok, niște ouă de cal. Hai că de cal dacă e. Uite un cap. Vai de capul tău de prost. Ok, hai că mi-am luat cap, ești nebun, la propriu, mi-am luat capul. Hai să iau rapid pantalonii ăștia, apuc să iau, hai că m-a apucat dacă e, perfect, ok. Văcuți o dăm și pe niște mâncărică, că o să am nevoică. Bine, pot să mănânc până la urmă și Enchanted Golden Apple-urile astea, dar vreau să le păstrez pentru Wither, știi? Cam asta ar fi scopul episodului, să batem Wither-ul. Bam 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 bam. Partea n-aș pare că vine și seara, trebuie să țin în inventar și un pat totuși. Hai să ne mai plimbăm, să așteptăm să plouă. Vorba aia, hai. Trompi sângete de hâțuri, dă să plouă. Hai că dă să plouă. Băi, acum sincer te rogi să plouă, să zic așa. Normal în Minecraft nu prea doresc să plouă. Pentru că știți și voi cât de enervantă e ploaia, mai ales dacă ai și un shader, s-a terminat. Uite niște chestii de gas,
Dar n-am nevoie de ele. Uite, un nod block. Bă, dar diamante nu mai sunt, mă, pe aici s-au terminat diamantele, băieți. Uite, încă un golden apple de ăsta. Avem două, avem 21 de la normal. Ok. Și la normal e bun, în caz de urgență, să zic așa. Nu o să mâncăm nimic deocamdată. Încă putem alerga, asta e bine. Trebuie să jucăm calculat, pentru că dacă murim, uite că găsim armur. Mamă, ce... Spectral Arrow. Se pare că Spectral Arrow ăsta efectiv face hitbox-ul mobului, să zic așa, în care dai, dacă nu mă înșel. Sper să nu mă înșel. Ok, uite un diamant. Oh, trăiască familia ta de diamantus. Hai că mai avem nevoie de ceva diamante. Uite un Nether Star, nu știu dacă m-ar... Mai ales dacă vrei să-ți faci ceva ferme subterane și ai nevoie de haste, știi? Uite încă un diamant. Te ajută să spargi mai repede, bine, poți să ai mai multe efecte, știi și voi. Ce naiba e asta? Minecraft with command block, serios, există așa ceva? Ok. Bă, dar eu vreau diamante, bă, și chestii de diamant și soul sand și obsidian să mă duc în Nether, nu mai vreau chestii de astea proaste. Uite un târnacop, asta e tare. Ok. Târnacopule, vino la tata, hâzi, zonule. A, uite, bă, mă spun unde sunt, ce e asta, mă, un blaze, ce ar trebui să fie? Uite, o ușă. Bun. Chiar vă rog în comentarii să-mi lăsați și mie acolo ceva idei pe care vreți să le experimentăm în Minecraft, nu știu, spre exemplu, nu știu, Minecraft, dar mergi cu spatele sau mergi doar cu spatele sau, nu știu, Minecraft, dar trăiești în corpul unei pisici sau, nu știu, ceva de genul. O să țin cont de părerea voastră și pe viitor o să încercăm diferite data pack-uri. Cât și moduri ce ne pot permite să facem episoade interesante, challenge-uri și nebunii de genul. Bă, am nevoie rapid de un pat. Nu știu de voi, dar tot ce-mi doresc ar fi un pat. Să nu vină mobii peste mine, că dacă mor, aia îmi lipsește. Bine, dacă e în caz de rămân și văd vreun mob, mănânc un notch apple de ăsta. Sau cum se numește dânsul. Oh, bine! Hai că avem și sabie, băieți, ne-am, cum să zic... Suntem OP acum, bă, o să iau și lopețica asta totuși. Niște minecart-uri pe aici, niște prostii, nu prea am nevoie. Băi, sincer, mi-ar fi plăcut mai mult un topor. Uite, un chest plate, asta e tare, asta chiar că e tare. Uite, un măr. Bă, o să mai luăm din aici, mai facem acolo cadou. Uite, un name tag. Dar nu prea am ce face cu el, deci e cam nefolositor în cazul nostru. E cam degeaba vorba aia. Dar ar fi fost o pe urmele survival. Ia uite hâțul. Hai că eu am crezut că e diamant. Am crezut. Păi dacă nu o să găsesc obsidian, gen dacă nu o să-mi pice, să zic așa, din ploaie, o să mergem după el, că avem târnacop de diamond, asta chiar că e bine. Bă, dar oare dacă eu sap în jos, cum ar veni? Bine, nu pot să sap în sus, dar dacă sunt aici, oare mai bine itemele la mine sau gen... Ia, spawnează iteme și pe aici, plouă și pe aici? Bă, nu cred. Mamă, câte chestii sunt acolo. Avem nevoie și de un flint, pentru că, na, trebuie să punem și noi portalul ăla. Avem nevoie și de un iron, deci uite încă un măr. Deci o să... Uite o cască, ei, bă, băiatule, fix o cască, fix ce-mi trebuia. Bine, m-ar fi ajutat mai mult niște pantaloni, pentru că din câte știu, pantalonii sunt cei mai OP din... Mamă, ce e ăsta, bă, băiatule, diamond block, hai, că avem tot ce ne trebuie. Bine, în mare parte. Mai avem nevoie de papuci, pentru că pot să-mi fac acum niște pantaloni, dar avem nevoie de obsidian. Cum mergem noi în Nether? Cred că mai degrabă mergem la să luăm obsidianul decât, dar bine, n-ar mai fi challenge-ul. Uite încă un bloc de diamond. Bă, hai că avem noroc, ce să zic. Hai să mai aruncăm din iteme. Uite, mă pot face full diamond acum, în momentul de față. Ce să zic, așteptăm acum să primim niște obsidian, să mergem în Nether frumușanis. Am aruncat ceva și n-am văzut ce. Sper că n-a fost ceva important, 100%, cred că am aruncat lemnul. Să ia tata un pat, uite un iron, perfect, mai avem nevoie doar de obsidian și de flint, hăți. Bă, nu știu dacă ar fi o idee bună să-mi îmblânzesc niște câini, să iau cu mine Nether. Adică nu știu sigur dacă ei poate să lovească Wither-ul, știi? Cred că o să moară instant. Ok. What? Ce-i chestia asta? E o chestie într-adevăr, dar ce nu prea se știe. Ok, hai să ne continuăm noi treaba pe aici. Treaba. Bă, bine, măcar că avem tot timpul ăsta o fundying prostie. Deci acum dacă nu moară Wither din câte știu, avem a doua șansă la viață. Adică nu mai morim, vorba aia. Dacă dăm click data rapid sau ceva de genul. Nu prea am folosit chestia asta niciodată, dar am mai văzut și eu clipuri și chestii. Ioi, perfect, flintul, trăiască familia ta.
Bun, ar trebui să-mi pun și itemele într-un shulker. Că mi-e că mor, Doamne ferește. Practic doar de obsidian mai am nevoie să ajung în Nether, apoi de niște capete. De capete și cam atât, că solo se dublu îl luăm la rapid, știi? Ce naiba e asta? Jigzy bloc. Jigzy, ce faci mă Jigzy? Jigzou. Jigzou, ce faci mă? What? Hai că pot să pun blocul ăsta dacă e ceva. Jigzou. Mă, vă dați și voi seama cât de rar e blocul ăsta? Adică probabil că nici măcar nu poți face rost de el în survival, dar hei. Mădălin îl are. Mădălin joacă ilegal, știi ce zic? Știți mimul ăla. Vede cineva vreo bucată de obsidian? Că eu nu. Eu chiar nu văd obsidian pe aici. Asta înseamnă că o să trebuie să mergem după obsidian. Deci hai să găsim un ravine ceva. Nu puteai să fii și tu obsidian. Să fii teracotă. Nu puteai să te naști tu obsidian. Bă, măcar un bloc să fi văzut și eu pe aici, să-mi dea speranțe, să mai aștept să mai caut. Na, ce-a zis? Bă, nu spawnam nimic, se ducă prostul să caute. Oh my god, bă, mai am nevoie de un singur cap nebun. Oh my god, hai. Ah, mă, că am văzut un cap pe aici, trebuie să mai fie unul singur, bă, unul singur, mă. Bă, unul singur, mă, nu cer atât de mult. Un singur căpușor. Am avut la capete de nici măcar n-aveți idee, băieți. Oh my god. Uite bedrock. Oh no, it's illegal. Ia, fii atent aici, bossule, Mădălin, mare boss, avem obsidian. Ia uite-l, mă. Mâncate ar tata să te mănânce în sfârșit, bă, victorie, Mădălin. Hai că nici nu trec elicopterele pe aici. Bă, nu cred că mai am nevoie de nimic de aici, deci putem purcede. Hai băieți, mergem în lumea de-apoi să batem nebunia, bă băiatule. Ia vezi mă băieți, ia vezi mă băieți, Nether, hai să luăm rapid Soul Sand-ul. Bine, aș fi avut nevoie de o lopată, dar din câte știu merge și fără lopată. Doar că e un pic mai greuț, știi, e un pic mai greuț. Hai rapid acolo, bă băiatule, bă, să batem nebunii, să-i batem de 100 de ori. Hai că îi batem. Eu vreau să-l bat măcar o dată și nu mă gândesc și a doua oară. Bun, hai că-i Soul Sand-ul aici. Ok. Hai să-l luăm. Parcă am nevoie de fix 4 bucăți sau ceva de genul. Nu mai știu sigur. Parcă ceva de genul. O să vreau să mergem acolo sus la Bedrock pentru că din câte știu e mai bine să-l bați acolo. Știu că e o strategie să-l bași să nu-ți dea damage, dar na, o să vreau să dea și damage să fie nebunie. Ok, hai să vedem cum batem prostia, pentru că ar trebui să fie totuși atât de greu. Pentru că avem și mărul ăla enchantat, bine, ar trebui să profit și eu de absorption ăsta, să zic așa, așa că hai să mergem acolo la Bedrock să-l batem. Hai frumos să urcăm, bun, cred că e suficient să zic așa, hai să-l spawnăm pe nebun, să vedem care-i treaba. Bam, bam, bam. Gata mă, am nimerit-o. Gata mă, stați cu minți. Stați cu minți că-l bat imediat. Stai așa să-și dea acolo hâțul. Să bubuie că-l rup. Stați cu minți că doar mă gândesc să... Mamă, ce am făcut, mamă. Mamă, că mă rupe ăsta. Mă rupe ăsta să mor. Ai viață de zici că n-ai. Ai că nu s-a dus sus de tot. Că te bat. Ei, bă, și tu. Hai, bă, 1v1 cu tine fac. Mamă, zici că e Sorin la față. De ce se regenerează nebunul? În mare parte, s-a cam blocat fraierul. În bedrock sau ceva de genul. Mă speriasem un pic acolo la început. Nu știu sincer cum e cu hiturile pe versiunea asta pe 1.15, dar eu îi dau aici. Văd că mai avem jumate, mai are jumătate de viață fraierul. Deci mai are chiar puțin. Uite ce faci mă, bubuie acum. Spawnezi nebuni pe aici, ce faci? Să nu spui că bubuie acum că ne supărăm. Nu-ți mai dau mâncare de seară la cină. Ești nebun, îți dau decât la amiază. Hai că... Nu știu dacă ar trebui neapărat să sar, dar... Băi, șmecherii! Bă, tu mă lovești pe mine, mă? Bă! Șmecherii! Stai cu minte! Stai cu minte că eu mai am viață, tu nu prea mai ești nebun. Vrei să-ți dau ceva să te regenerezi? Vrei să-ți dau timp? Să te mai gândești? Dacă vrei, facem două din trei. Nicio problemă, nu mă supăr. Dar dacă vrei, schimb și prietenii, pe cine vrei tu, na mă fraiere, na. Bam, ultimul hit. Ia uite-o, bă, băiatule, bă, bine. Oh, a funcționat. Băi, sincer, mi-am îndeplinit scopul pe astăzi, băieți. V-am spus, dacă vreți și voi să vă descărcați nebunia să încercați sau dacă vreți să filmați și voi, o să aveți în descriere.
Deci, da, sper că v-a plăcut. Eu am fost Madalin, dar nu uitați să dați și acolo un like și un subscribe dacă mai vreți episoade de genul. Și nu uitați să lăsați în comentarii diferite sugestii de ceva clipuri interesante cu Minecraft, tot pe tema asta, tot pe bază de data pack-uri sau chiar moduri. Aștept comentariile voastre, ne vedem data viitoare, băieți. Pa, pa!